Strămoșii noștri au luptat pentru fiecare palmă de pământ din această țară. Ne-au lăsat o nouă moștenire. Aleșii noștri dorm în Parlament și, tacit, în Camera Deputaților a trecut o lege care putea oferi autonomie Ținutului Secuiesc. În țara în care fac legi noaptea ca hoții, ziua, parlamentarii noștri dorm și putem asista la o situație în care să pierdem ceea ce au luptat strămoșii noștri. Duminică, 3 mai, la dreptul la replică, încercăm să aflăm cum a fost posibilă această rușine. Ce au păzit parlamentarii? Sigur, legea a picat în Senat, dar abia după ce a intervenit presa. Le spunem doar atât parlamentarilor și o să discutăm cu ei în ediția de duminică a dreptului la replică, dar le spunem până atunci, această țară nu e a noastră. Această țară ne-a fost lăsată moștenire și avem datoria să o lăsăm întreagă moștenire copiilor noștri. Duminică, de la ora 11, la dreptul la replică.